Stăpâne, Doamne, Cel ce Te-ai născut, Dumnezeu din Dumnezeu, Cel ce Te-ai pogorât de la cer și Te-ai întrupat ca să sădești în noi sămânță de iubire. Pleacă-ți, Doamne, urechea la nevoia mea și nu mă trece cu vederea atunci când vei alege pe cei cărora să le trimiți minuni. Ascultă graiul meu și dăruiește-mi izbăvire de lipsuri, tristețe sau suferințe trupești. Ușurează Tu sufletul meu cel greu apăsat de atâtea și atâtea greutăți și eliberează-l de patimile cele deșarte. Tu ne-ai promis, Doamne, că dacă vom sluji poruncilor Tale, Tu ne vei dărui lăsare greșelilor, ne vei scăpa de necazuri și ne vei spăla de rușine. Tu ne-ai spus că cei ce Te vor urma pe Tine, înapoi nu-i vei întoarce. Învrednicește-mă, Doamne, pe mine, cel ce Te urmează, cel ce cu nădejde aleargă la milosârdia Ta și cel ce se încrede în voia Ta, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiul de Duh Sfânt, din Fecioară întrupat, Cel ce fără de prihană Te-ai pogorât printre noi și ne-ai spus că numai Tu ești calea, adevărul și viața. Nu mă lăsa astăzi fără îndrumarea Ta și lucrează Tu, Doamne, la împlinirea rugăciunilor mele. Luminează-mi ochii minții ca să mă pot bucura fără împiedicare de neajunsa frumusețe a creației Tale lumești și umple-mi sufletul de liniștea și de încrederea pe care o simt cei ce nădăjduiesc în Tine. Fii Tu, Doamne, și astăzi pentru mine izvor nesecat de milă și de îndurare și iartă-mi toate slăbiciunile și toate rătăcirile și îndreaptă-mă către poruncile Tale și către împărăția Ta, cea fără de veci. Amin.